Bună tuturor! Eu sunt Florentina Ghilencea de la Micul Patisier și astăzi am invitat-o pe Ani să vorbim puțin despre experiența ei în programul despre eclere și șu. Ea a terminat de câteva luni bune programul, dar a continuat să vină și la întâlnirile noastre de la noua ediție a cursului. Așa că o las pe ea să povestească. Ani, mulțumesc că ești cu mine astăzi și că ai acceptat să Mulțumesc și eu. vorbești. Mulțumesc. Vreau doar să spui așa câteva cuvinte despre tine, despre experiența ta cu eclerele și cu șurile dinainte să vii în curs și cum a fost după. Dar să începem cu începutul. Ok. Cum a fost pentru tine înainte să vii? Păi pentru mine, înainte să vin șur, nu mai făcusem deloc. Pe partea de eclere, cred că făcusem de câteva ori mini-eclere după o rețetă dintr-un alt curs fizic pe care îl făcusem și doar cu cremă de vanilie, crema clasică de vanilie și cred că am mai făcut eu ceva cu caramel, dar nicio treabă cu nici 10% cu crema de caramel pe care am învățat-o în cursul Tu ai făcut un curs de cofetare, nu? La tău. acela te Da. referi, că acolo ai Da. învățat să faci. Da, am făcut un curs de bază fizic. Da, și acolo am avut unul din capitole, să spun așa, a fost despre aluatul opărit, de fapt, nu neapărat doar șurii. Specific. Da, sunt foarte multe produse pe care poți să le faci după ce înveți tehnica de bază și după ce stăpânești pașii. Și ce te-a făcut să vrei mai mult? Adică, de ce ai simțit nevoia că atunci când a apărut oportunitatea, când am lansat ediția pilot, să spui, da, vreau să vin? Păi, în primul rând, diversitatea cremelor și plating-ul, pentru că învățasem doar sau știam o rețetă pentru aluat, să spun așa, și doar o cremă de vanilie. Acum, voiam ceva mai mult. Nu doar banala cremă de vanilie. Este bună, da, dar eu cred că societatea se îndreaptă în altă direcție, adică nu putem să rămânem doar în trecut. Știi, oamenii își doresc diverse combinații, și acum, știi, la cursurile astea, poate să vin persoane care fac în simpla lor bucătărie, dar sunt și persoane care vin care lucrează într-o cofetărie, știi? Și normal că îți dorești altceva, adică nu poți întotdeauna numai crema de vanilie. Deci ăsta a fost motivul pentru care eu am venit. Nu eram ok cu plating-ul absolut deloc, da? Și am zis că e o oportunitate să vin la acest curs. Și apoi cremele, diversele combinații între creme, asta mi-am dorit de la curs. Ce ți-a plăcut cel mai mult așa, dacă e să faci un top acum din tot ce ai încercat, din toate rețetele, că nu le-ai încercat nici tu pe Nu, toate nu le-am încercat pe toate, încă? clar, și chiar mă uitam dimineață, am studiat puțin, dar numai așa întreagă, combinațiile, cele 10 combinații pe care mi Lista, da, le-ai. bonusul cu Da, cetele și bonusul. idei. Da. Și cu siguranță o să încerc combinațiile. Măi, eu sunt, mie îmi plac mie, da? Dacă ar fi să fac doar pentru mine, îmi plac combinațiile mai light, da? M-am regăsit foarte mult în
în șu cu vanilie și jeleu de căpșune sau Mm-hmm. speură, da, după Da, fiecare ce a avut. fiecare ce a avut, Da. exact. Deși nu sunt o consumatoare neapărat de ciocolată, adică îmi place ciocolata, dar doar să o mănânc, nu neapărat într-o prăjitură. Adică aș alege, dacă mă duc la confetărie între o prăjitură cu ciocolată și una light, clar aș alege-o pe cea light. Dar mi-a plăcut eclerul cu cremă de ciocolată. După aceea mi-a plăcut acum că am făcut ultima dată eclerul cu cremă de lămâie și invenția mea cu glasură de ciocolată. Da, în special cremele light. Merg pe cremele light și Răcoritoare. răcoritoare. Da. Bine, mie plăcându-mi foarte mult caramelul, na, era indiscutabil să nu fac șu cu caramel. Dar ți-am spus, aici e vorba doar de mine, ca și persoană, de gusturile mele. Pentru Ai că dat spre degustare ce ai făcut, nu știu, da, clar. prietenilor. Ok, și ei ce au zis? Măi, toată lumea a fost super încântată de creme, nu doar de creme, de produsul în sine, da? Deci eu, în momentul în care fac orice prăjitură, nu neapărat șuri sau eclere, întâi o gust eu pentru că trebuie să-mi placă mie și Normal. după aceea o dau mai departe, pentru că degeaba îmi place prăjitura doar mie, dacă nu o împărtășesc și cu alte persoane. Da? Da, au fost super încântați. Chiar ultima combinație de cremă de lămâie și ciocolată și glazură de ciocolată a degustat-o nepoțica mea de 2 ani și 3 luni. Oh. Okay. Da? Și cum să spun? Adică pe copii nu poți să-i păcălești din punctul meu de vedere. Sunt cei mai sinceri degustători și n-a trebuit să o întreb, că nu știu dacă ar știu ce să-mi spună la 2 ani și 3 luni. Cert este Siguranță. că mama ei era cu eclerul și dădea câte o bucățică, câte o bucățică și la un moment dat a încercat și maică sa să guste din ecler și a zis, nu tu! Da? Dă-mi, mai vreau. Și am zis, zic, clar este ok crema dacă sau produsul, dacă unui copil de 2 ani i-a plăcut eclerul. În condițiile în care mama ei a gustat și a zis, zici, i-am zis de la început, este o cremă de lămâie. Mi s-a părut, nu știu dacă așa trebuia să iasă, chiar se simțea lămâia. Deci chiar se simte, adică nu-i doar un așa o boare, Da. da? Și zic, eu știu, poate nu-i place copilului la 2 ani de zile și ea a gustat întâi și a zis, da, chiar se simte lămâia și zice, hai să încercăm, să-i dăm, să vedem. N-a avut nicio problemă. Cel mai tânăr degustător. Da, să știi că dintre toți, acesta este cel mai tânăr Da. degustător, la 2 ani și 3 luni. Exact. Și a Începutul mâncat un sună bine. ecler cap-coadă, adică nu. Ok. Și sunt sigură că Da. dacă ar fi văzut și pe al doilea, cred că ar fi cerut și pe al doilea. Da, Deci super. este clar, fiind copiii, nu mint. Și nici nu trebuie să-i întrebi, îi vezi doar dacă, Reacția. da, reacția, dacă mănâncă, clar le place produsul. Acum, dacă ar fi să te gândești, nu știu, pe lângă rețete, să zicem, că ei ai spus despre rețete că ți-a plăcut că au fost diverse și Diverse, ai da. putut să încerci, pe lângă rețete, ce crezi că ai câștigat tu sau care a fost, nu știu, cel mai mare avantaj că te-ai înscris în programul ăsta și, nu știu, nu te-ai dus, să zicem, la un curs fizic?
unde să înveți lucrurile astea, să zicem, într-o zi, cum se fac cursurile fizice. Păi, în primul rând, nu aș fi optat, da? Eu care am făcut și curs fizic și am făcut și cursuri online, clar nu aș fi optat pentru un curs fizic de o zi. Din punctul meu de vedere, într-o zi, 2 sau 3 zile, nu ai ce să înveți la un curs fizic. La un curs fizic este un trainer care îți arată și rămâne doar pentru ziua respectivă, tu nu mai ai cum să te mai întorci, să vezi, da, ce ți-a arătat, tehnica pe care ți-a arătat-o trainerul respectiv sau șef copetarul, cum se numește. La un curs fizic sunt, nu știu, 8, 10, 12 cursanți, da? Dacă tu dintr-o tehnică, nu știu, n-ai putut să fii atent câteva minute, ai pierdut, din punctul meu de vedere, tot procesul. La un curs online, clar, totul este organizat, da? Deci începe cu, cum a fost și la cursul tău, cu prezentarea ustensilelor, a produselor, tot ce ai nevoie, după aceea rămân toate PDF-urile, rămân videourile, da? Deci poți oricând, dacă ceva nu ai reținut, poți oricând să-ți deschizi laptopul și să urmărești. Adică mie mi se pare cel mai bun mod de a învăța să faci un ecler, un șu, un macaron. Tu ai participat și în programul de macaron, trebuie Da, da. să spunem Da, asta. da, da. Da. Și acolo am descoperit diferența între un curs online și un curs fizic. Pentru că eu, acum, dacă stau să mă gândesc la cursul fizic pe care l-am făcut, cursul fizic cred că a durat la mine vreo 6 luni de zile sau ceva în genul acesta, nu mai țin minte exact. Dar eu nu am avut nimic decât niște cursuri scrise cu niște rețete care, sincer, nu au fost, le am și acum, nu sunt atât de bine structurate ca ale tale, doar, nu știu, cred că 30% din Modul de din mod de prezentare, Din spui. modul de prezentare, da? Nu există videouri, da? Deci eu, dacă acum mă uit pe un curs, nu văd decât niște cantități și câteva liniuțe, așa, cu modul de prezentare, dar nu foarte multe. Nu în detaliu, cum se întâmplă aici, la cursul tău. Și apropo de asta, nu doar că ai acces la videouri și poți să te uiți când vrei, dacă vrei să revezi ceva sau ai uitat un amănunt sau na, poți să te uiți la 2 noapte, dacă ești în bucătărie și faci Da. ceva, nu trebuie să stai să mă întrebi pe mine că ai acolo de absolut tot ce Exact, trebuie. exact. A, și un alt, uite că acum mi-a venit în cap un alt lucru extrem de important, da, la acest curs online, este faptul că ești într-un grup și că poți să adresezi întrebări chiar dacă ai terminat cursul, da, și ceva nu este în regulă, nu ți iese sau vrei să afli răspunsul la o întrebare, este într-un mod organizat, știi? Și chiar dacă ai terminat acest curs, tu poți să mai adresezi întrebări și după. Pe când la un curs fizic l-ai terminat, ți-a dat o diplomă sau nu și cam asta este. Dacă nu ai înțeles ceva, nu prea mai ai. Adică nu că nu prea mai ai, sigur nu mai ai de unde să mai afli răspunsul la întrebările pe care ți le pui singur sau te lovești de anumite. Asta vreau să spun, că multe întrebări îți vin atunci când pui în practică și intri în Da, bucătărie și da. te apuci de treabă.
Exact. Și constați că e ceva poate ce nu ți-e clar sau na, mai ai nevoie de, nu știu, un amănunt care ți-a scăpat poate când te-ai uitat la video sau așa și atunci pot să întreb și pe lângă asta ce zic eu, că exact cum ai spus și tu, ai nevoie de niște răspunsuri și nu doar că există grupul, dar procesul pe care eu l-am gândit a fost pe săptămâni și atunci văzându-ne și în fiecare săptămână live, cum a fost pentru tine asta? Adică știu că aveai experiența de la, din programul de macaron, dar acum pentru noile produse, să zicem, pe care ai învățat să le faci, cum au fost întâlnirile? Pentru mine au fost ok întâlnirile, pentru că au fost exact cum spuneam mai devreme, într-un mediu organizat, da? Deci totul s-a făcut pe etape și din punctul meu de vedere este foarte bine să, așa cum l-ai structurat tu cursul, pentru că ce ar fi însemnat să ne arăți întâi montajul, după aceea hai să vă mai arăt o cremă. Și la sfârșit să vă spun și de ce ustensile sau produse aveți nevoie. Deci totul a venit, să spun așa, de la sine, da? În Logic. ordinea, da, logic, în ordinea în care trebuiau și efectuate, da? Cu prezentarea ustensilelor, a materiilor prime, după aceea am început cu aluaturile atât pentru șuri cât și pentru eclere. După aceea sau nu, cred că au fost șurile și crema. Aluaturile, apoi cremele Da, și inserțiile, exact. decorul pentru șuri, Da. apoi eclerele și Exact, bonusurile. logic, Da. da? Cum ar trebui să fie un proces și la tine acasă în bucătărie sau într-o cofetărie. Exact cum ordinea logică a modului de lucru, să spun așa. Tu cum ai reușit să-ți faci timp să pui în practică? Pentru că ai fost și tu foarte motivat atunci când ai intrat în program. Da, nu e toată lumea așa, adică nu e ca și cum fiecare persoană care se înscrie își face tema sau vine la toate întâlnirile, că na, mai pot interveni diverse lucruri în viața fiecăruia. Tu cum ai reușit să prioritizezi? Că până la urmă e o chestie de a îți Da, seta niște priorități. păi eu sunt destul de conștiincioasă de felul meu și apoi știam ce vreau de la viață. Eu m-am înscris cu un scop în acest curs, da? Eu nu m-am înscris să pierd niște bani, că până la urmă tu plătești pentru un curs, da? Dacă îl plătești și nu pui în practică ceea ce înveți, mi se pare că, adică nu știu. Poate nu te-ai gândit de mai multe ori înainte de a intra într-un curs. Pentru că nu poți să faci un curs doar de dragul de a-l face. Trebuie să ai un cel pentru ce faci acel curs, da? Iar eu îmi doream foarte mult să învăț să fac aluatul. Bine, acolo să zic că mai mă pricepeam așa, dar este total diferit aluatul pe care l-am făcut în cursul tău de aluatul pe care eu, să spun, îl făceam înainte. Îmi doream foarte mult să învăț diverse creme și atunci trebuia să-mi prioritizez timpul în așa fel încât să pot să fac aceste creme. Îmi doream să învăț să montez, da? Deci asta, lucrurile vin de la sine sau așa le văd eu. Da? Că, și apoi mai e ceva, dacă e entuziasmul în timpul cursului, cred eu că este mult mai mare decât dacă s-a terminat cursul și la vreo 2, 3 luni, 6 luni, te gândești că ai vrea tu să încerci să faci aluatul de eclere și să faci crema de ciocolată după 6 luni de zile. Da? Adică, nu știu, e punctul maxim în timpul cursului al entuziasmului. Eu așa îl simt eu, așa simt eu.
Și faptul că mai sunt și alte persoane implicate Exact, în tot exact. Și procesul. poți să mai întrebi și vezi pe grup postate că a făcut colega nu știu ce șu și ți-a plăcut și da, eu cred că aș putea să-l fac să arate mai bine. Și e competiția, e spiritul de competiție În sensul bun. în sensul bun al cuvântului. Normal, Bine, da, da. în timpul cursului. Nu las și nici nu mi-a plăcut niciodată să las lucrurile de pe o zi pe alta, știi? Adică, și mi-era și rușine, sincer, adică, totuși sunt un adult, nu sunt un copil sau un adolescent la 18-20 de ani. Nu eram obligată, că nu eram la școală, dar până la urmă voiam să văd și eu dacă sunt în stare să fac aceste produse, da? Și să pot să le postez, să le evaluez și tu, să vezi cum arată și na, să-mi dai anumite tipsuri dacă cumva ceva nu era în regulă. Deja după ce a trecut cursul, nu prea mai îți vine să mai postezi, nu ți-au ieșit, vezi tu că nu ți-au ieșit cum trebuie, a, nu le mai postez că nu arată cum trebuie, Deși știi? nu e chiar așa, că noi știm că suntem perfecționiste doar și Exact, și uneori ce vedem da. noi, de fapt, nu e chiar în Exact, dar repet realitatea. ce spui și tu și mi-am dat seama că este foarte în regulă, indiferent cum îți ies produsele, postațiile fetelor, ca să vedem ce anume aveți de îmbunătățit la ele, da? Adică să dai un feedback. Asta e și scopul până la urmă și al întâlnirilor și al grupului pe care l-am creat special pentru program și pentru curs, ca să putem să discutăm amănunte pe Exact. care știi cum e, dacă ești de unul singur, tu faci acolo în bucătăria ta, Da. iese ce iese, ce nu iese, nu iese, ideea e că tu n-ai de unde să știi dacă greșești ceva, pentru că Da. nu știi, adică nu Exact. știi ce nu știi. Și atunci e un avantaj, zic eu, și văd că îmi confirm să primești feedback până la urmă pe ce lucrezi și să îmbunătățești, că de fapt ăsta e scopul feedback-ului, nu e să te scot la tablă să-ți faci tema și să-ți verifici tema, ci să îmbunătățești până la urmă modul de lucru, Exact. aspectul. Da, și gândește-te că dacă faci în bucătăria ta și nu ai un feedback de la o persoană avizată, da, cum ești tu care ai conceput acest curs, e posibil să faci greșit, da? Și așa vei face, deci dacă pornești de la bază greșit, așa vei continua. Dacă nu are cineva cine să-ți vadă produsul și să-ți dea un feedback, da? Nu neapărat că te ceartă, dar îți spune, da? Uite, acolo cred că ar fi trebuit așa, acolo așa, poate ar fi bine să îmbunătățești acolo. Consider că te-a ajutat, adică ai simțit o evoluție din prima săptămână, să zicem, până acum, în modul Da. de lucru Da, eu am sau. simțit evoluție și aș putea să spun că am simțit evoluție de la primul curs, da, de cum s-a numit primul curs, că îmi scap acum. Tot Șu și Eclere, Eclere și Șu, dar a fost ediția pilot pe care noi, Așa, așa, de la ediția. da. Îmi scăpa ediția pilot. Am simțit îmbunătățire la eclere. La primele, dacă ți-aduci aminte, au mai ieșit, s-au mai crăpat puțin, nu foarte mult, adică pentru prima încercare, nu pot să spun că a fost dezastru, dar, mă rog, Era ceva normal până la urmă, adică era e. ceva normal. Da. Cele care le-am făcut acum, în cursul, în prima
ia cursuri de șur și eclere, nu știu dacă am avut două, puțin, dar nu foarte crăpate, doar puțin așa. Să nu fie perfect, nu ăla Să nu fie perfect. perfect, dar să știi că Da. tot de la tine și cred că și eu m-am împăcat acum cu gândul că până la urmă sunt niște produse artizanale și nu trebuie să fie perfecțiunea întruchipată. Da. Și această imperfecțiune până la urmă are farmecul ei, știi? Așa cred eu. Arată până la urmă că sunt făcute de un om Exact, care nu de na, o mașină. nici noi nu suntem perfecte, așa că Da, și la da. șuri am simțit evoluție pentru că primele din programul pilot le făcusem, craclanul, făcusem cu un cerc de 5 cm și mi s-a părut mie că ar fi mers cu un cerc, știi că am și Da, portat da, vestimenta da, de 6, da. ca să ajungă până jos, știi, adică nu mi se părea că e îmbrăcat cum trebuie. Și acum le-am făcut cu un cerc de 6 și mi-au părut mult mai faine. Trebuie să lucrezi continuu ca să poți să-ți îmbunătățești tehnica din punctul meu de vedere. Dacă ai făcut un cursul și ai făcut doar o dată și te-ai oprit, nu prea ai ce să îmbunătățești. Doar lucrând îți dai seama ce îmbunătățiri poți aduce produsului ca să-l aduci acolo unde îți dorești tu sau cum vrei tu să fie produsul. Acum crezi că după experiența cursului, după experiența programului, ai putea să-ți creezi tu propriile compoziții, propriile combinații de ce vrei tu să faci, adică Da, diferite. prima combinație am creat-o eu cu Așa. crema de lămâie și Lămâie. glatura de ciocolată, bine cu ajutorul tău, că nu știam exact dacă se pupă combinația. Nu aș putea să spun că am devenit vreo expertă, dar cu siguranță aș putea încerca să fac combinații și doar lucrând și poți să-ți dai seama dacă e ok ceea ce vrei să faci, ceea ce încerci. Partea bună e că ai o bază corectă, cum spuneai tu, de la care să pleci și atunci Da. asta e foarte important, să ai niște o bază corectă și din punct de vedere al tehnicii, să zicem, al modului de lucru, cum să te organizezi. Acum, dacă mă refer și la bonusurile, la bonusul cu 10 idei, acolo ai deja Da. niște trucuri, să zic, și niște combinații pe care poți să le încerci singură, adică. Exact. Și cumva, vezi, dacă ai și rămâi în grupul de curs, acolo poți oricând să întrebi dacă e ceva ce vrei să Da. încerci. Și cu siguranță, acum mai o spun, dar tu știi deja că dacă urmează să mai dezvolt cursul, pentru că am multe idei pe care încă n-am apucat să le pun în practică și să-l îmbunătățesc, așa că o să aveți și voi acces oricum la tot ce o să pun eu nou în curs. Așteptăm cu mare Așa. entuziasm. Da. Super. Ani, îți mulțumesc că ai fost cu mine azi și ai povestit despre experiența ta. Acum vreau doar să-ți mai pun o întrebare. Și să te gândești puțin dacă ai avea în fața ta pe cineva care ar vrea să învețe să facă aceste produse, eclere și șuri, și se gândește serios dacă să se înscrie sau nu la un curs sau dacă să caute rețete și să încerce singură. Tu ce ai spune? Că merită să vină la un curs, să se înscrie în program sau. Eu i-aș spune că trebuie să facă în primul rând ceea ce simte. Este foarte important.
cred eu. Pentru că trebuie să-ți dorești cu adevărat să faci un asemenea curs. Nimeni nu poate veni cu forța într-un curs, părerea mea. Pentru că atunci nu ai mai face cu drag ceea ce faci. Cine vine într-un curs, cu siguranță are o nevoie. Nu știu care este nevoia fiecăruia, dar are o nevoie pentru care ar face acest curs. Da, i-aș spune să vină în acest curs, pentru că, în primul rând, este vorba de timp. Cum spuneai tu mai înainte, dacă ar vrea să vină într-un curs sau să caute pe internet. Căutatul pe internet îți va lua timp. Și apoi, pe internet nu poți să cauți doar o singură rețetă, da? Adică vei vrea să vezi mai multe rețete și în momentul în care încep să citești fiecare rețetă în parte, îți dai seama că niciuna nu seamănă cu cealaltă. Și apoi te vei întreba, dar care rețetă o fi cea mai bună? Și atunci s-ar putea în capul tău să fie așa un amestec. Te vei decide până la urmă, poate la o rețetă, și vei face produsul respectiv și nu-ți va ieși. Da? Este posibil să-și iasă, da? Eu nu spun. Dar în cazul în care nu o să-ți iasă, ce vei face în cazul acela? Te vei demoraliza și nu vei mai încerca să faci produsul respectiv, e indiferent cât de mult ți-ar plăcea ție produsul. Să vină, pentru că aici, clar, dacă ești organizat și dacă urmezi pașii pe care tu îi recomanzi în fiecare săptămână, nu are cum să nu-ți iasă produsele. Deci este exclus să nu-ți iasă, chiar dacă nu ai mai făcut niciodată înainte. Da? Eu nu mai făcusem show-uri înainte, iar eclere, na, făcusem, ți-am spus, niște mini eclere. Nu pot să spun că eram expertă în făcut eclere. Deci, clar, e vorba de timp, e vorba despre rețete pe care tu le-ai testat deja, adică vor merge la sigur, este vorba de financiar vorbind, despre produse pe care clar nu le vei arunca, da, dacă vei veni într-un curs de acest gen, pentru că îți va ieși. Deci sunt mulți factori care, din punctul meu de vedere, te pot determina ca să vii într-un astfel de curs. Deci e garantat că după 4 săptămâni tu vei putea să faci șuri și eclere cu creme diverse, cu plating interesant, da? Nici într-o rețetă de pe internet nu vei putea tu să faci. Vei face probabil niște eclere sau șuri, dar cu cremă de vanilie, una de ciocolată, eventual, și cam atât. Deci să vină, fără doar și poate, da? Dar trebuie să-și dorească foarte mult acest lucru. Da. Nu să fie împinse de la spate sau să bifeze că a mai făcut un curs. Deci chiar trebuie să-ți placă lucrul acesta. Așa consider eu că ar trebui să fie o plăcere în ceea ce faci. Da, asta este primul pas, de fapt, Exact, și cel mai exact. important. Pentru că sunt multe persoane cărora nu le ies, da? Și consider că datorită acestui fapt, că de fapt nu sunt pasionate de ceea ce fac. În momentul, și asta e valabil pentru orice domeniu de activitate. Dacă nu ești pasionat, poți să faci tu 7.000 de cursuri. Deci să Asta e. vină, clar. Și nu, Concluzia. da, clar să vină și e vorba și de timp.
Adică în 4 săptămâni deja să faci eclere sau șuri, nu știu, poate la același nivel sau la nivel mult mai mare decât orice cofetărie din București sau din Cluj sau din cofetării cu renume, e mare lucru, sincer. Eu vreau să te felicit pentru ambiția ta și pentru rezultate și pentru Mulțumesc! faptul că ai vrut să înveți și că ți-ai făcut timp să investești. De fapt, ai investit timp în pasiunea ta și ai evoluat, că asta e de fapt scopul până la urmă, evoluția. Exact. Sunt mai multe forme, nu neapărat doar să înveți o tehnică și niște rețete. E până la urmă un alt nivel în pregătirea ta, care poate să-ți deschidă alte oportunități. Nu se știe Clar. niciodată. Da. O abilitate nouă învățată și un nou produs poate să te ducă mai departe în visul tău, oricare ar fi el. Acum, Așa este. fiecare, cum ai zis tu, știe Da. motivația. Așa că îți mulțumesc foarte mult, Ani, și Mulțumesc mă și bucur eu. că am colaborat și cu ocazia asta. Și Și nu se știe niciodată când drumurile noastre se se vor întâlnesc. reîntâlni. Exact. Noi rămânem oricum acolo pe grup și te aștept să mai Exact. postez când mai faci combinații noi Da, și când cu mai încerci siguranță. rețete noi. Super. Bine, mulțumesc mult, Ani. Mulțumesc și eu, Și Florentina. pentru cei care vor să învețe, să facă eclere și șu și să treacă la un alt nivel de pregătire în cariera lor, vă aștept la noua ediție a programului, care începe pe 23 octombrie, foarte curând, așa că înscrierile încă sunt deschise până luni. Mulțumesc mult, Ani, și mult succes în tot ce-ți propui tu să faci! Mulțumesc și eu și succes tuturor care vor participa la curs. Mulțumesc!